Sunt dezamăgită. Sunt dezamăgită de proasta organizare a acestei deschidere a noului an școlar. Mă folosesc acum de faptul că mă întâlnesc pe cea mai mare majoritate a părinților aici. Avem o conducere a școlii numită politic. Îmi pare rău că astăzi aici nu avem niciun reprezentant al Inspectoratului Județean Școlar să vadă halul în care arată unitățile noastre de învățământ. Tonul vesel al ceremoniei de deschidere a fost înlocuit de vocea fermă a edilului localității Mihail Cogălnicianu, Ancuța Bălu, care și-o exprima nemulțumirea în numele părinților, dar și al elevilor liceului teoretic Mihail Cogălnicianu. Ca edil acestei localități sunt nemulțumită total. Îl invit pe domnul director general să vadă managementul care există în liceul și în școlile din Mihail Cogălnicianu. Dacă dânsul acceptă să numească un director de școală și un director adjunct dintr-un birou, eu îl invit să vină în realitate în teren. Liceul are holuri cu pereți corojiți și plin de igrasie, toalete fără apă și săli de clasă care arată deplorabil, scaune lipsă și uși distruse. Bănci în clase pentru copii care nu pot să stea cu fundul pe ele. E dezastru, adică nu știu. Cum vor învăța? Odată n-am să cad de pe scaun, cam alunecat. Noi, mai ales că stăm în ultima bancă și n-avem spătar, nu stăm chiar bine. Și cad cărțile de pe bancă. Calorifer e făcut acolo, a căzut cimentul și s-a rupt și gresia. Și unele dintre scaune de aici sunt puțin rupte. Directorul liceului este conștient de problemele pe care le are de rezolvat, însă se pierde în explicații. Această școală trebuie refăcută de la temelie, deci trebuie introdusă într-un program de reabilitare pe care nu pot eu să o fac, ci Consiliul Local, chiar și fostul director a făcut adrese prin care solicita și izolarea. Cu toate acestea, nu a aprofundat și legea educației. Domnul director nu cunoaște legislația. Legea 1 este ordonatorul principal de credite, este persoana care trebuie să contracteze prestările de Doamna servicii primar, în această localitate. Cine este proprietarul clădirii? Cine este proprietarul? O aveți în administrare, domnul director, da, faceți două confundați noțiunile. Să se implice în domnul director, ăsta. Sunteți numit politic? Vă întreb, sunteți numit politic? La fel de evaziv în a oferi un răspuns de care depinde soarta a sute de elevi, Constanțeni este și directorul adjunct. Există fonduri disponibile pentru orice în unitatea asta de învățământ la momentul ăsta? Mă refer la cum arată școala, mă gândesc că orice ar fi o prioritate. Sunt foarte multe de rezolvat. Există finanțare pentru a rezolva o parte din probleme la momentul ăsta? Din fondurile proprii. Atât cât ne va permite bugetul. Edilul localității Mihail Cogălnicianu, Ancuța Bălu, spune că va lua măsuri pentru ca în acest an școlar copiii să nu fie nevoiți să învețe într-un astfel de loc insalubru.